250 de antreprenori din zonele rurale au fost instruiți în eficientizarea lucrărilor agricole în vii pentru a crește rentabilitatea cultivării strugurilor tehnici. Astăzi suntem împreună cu colegii și partenerii noștri de la filiera vinului. Suntem la noule seminar despre care vorbim de acele oportunități care sunt oferite de către filiera vinului pentru viticultorii de struguri tehnici, dar și pentru fabricile de vin, dar și pentru industrie conexă, dar și pentru cei care ar dori să inițieze o astfel de afacere în Moldova. Colegii vorbesc despre lucrurile și acele pârghii care sunt oferite și vreau să vă zic doar că procentul care este oferit de către Banca Europeană de Investiții pentru acest program este unul destul de oportun astăzi în condițiile creditării agriculturii în Republica Moldova. Am făcut azi o prezentare lucrătorilor din Orhei sau lucrători din sectorul vitivinicol, cei sunt de finanțare din resursele Băncii Europene de Investiții a sectorului. Deci am povestit despre condițiile de creditare, despre care sunt companiile care pot să fie finanțate, despre, de exemplu, termenul este un... Condițiile de creditare sunt foarte avantajoase comparativ cu condițiile care le acordă actual băncile comerciale locale. Deci, prin intermediul filierei vinuri, companiile vinicole sau sectorul vitivinicol din Moldova și din Orhei poate să beneficieze de niște împrumuturi cu o dobândă de 5-6% anuale în euro, cu o perioadă, cu un termen de creditare de până la 10 ani și cu o perioadă de grație de până la 4 ani. Pe lângă aceasta sunt facilități fiscale foarte interesante, deci se acordă TVA 0 pentru oricare procurare și de pe teritoriul Republicii Moldova și de peste, dacă se importă utilajul. Pe lângă asta, dacă merge vorba de un import de utilaj, atunci pe lângă cota TVA 0 care este aplicată, mai merge vorba și despre scutirea de taxele vamale, de plata taxelor vamale și de scutirea de plata procedurilor vamale. Suntem bucuroși că au ajuns așa seminarii productive și la Orhei. Într-adevăr, în ziua de azi nimeni nu se împarte cu informația, mai mult cu atât că informația e foarte necesară pentru agricultori, pentru afacerile gospodăria țărănească. Ne bucură faptul că s-au împărțit specialiștii în domenii, oameni serioși, s-au împărțit cu cunoștințele dumnealor. Am dat întrebări, răspunsurile au fost corecte și chiar ne-am uimit de deschiderea domnilor specialiști în domeniu. Suntem foarte bucuroși și vă mai invităm la Orhei mai des. Seminarul ăsta nu a fost o leacă de util pentru toate ce s-a spus și noi avem nevoie de așa seminare, că să fim informați. Am organizat acest seminar pentru, în special pentru producătorii de struguri și procesatorii. A fost un seminar foarte util. Pe parcursul anului curent am desfășurat un șir de activități, inclusiv instruiri, seminarii și, de asemenea, în continuare vom organiza iarăși alte seminarii și alte instruiri pentru producători și pentru membrii Asociației Agroinform. În luna noiembrie, în cadrul programului de restructurare a sectorului vitivinicol, filiera vinului, au fost organizate seminare de instruire pentru potențialii beneficiari din raioanele Hâncești, Ialoveni, Ungheni, Nisporeni, Călăraș, Strășeni, Criuleni, Aneninoi, Telenești și Orhei.